Bă, cred că zic doar atât, poza cu Drake, efectiv toată lumea știe, a explodat TikTok, a explodat instagram a explodat Telegram, a explodat tot, tot, tot ce se poate cu poza cu Drake, poate mulți dintre voi ați văzut -o. am văzut-o și eu, poza sau filmarea cu Drake Pentru că efectiv mi-a trimis o vreo 3 tovare și mi-ați mai zis și voi Era să mi-a trimis-o, cred că și și pe Instagram Nici nu mai vreau să știu ce acolo la mine oricuri. În fine, dar fără alte discuții o să reacționăm la treaba asta Care a explicat-o mai mult și mai bine Și cred că de obicei face că de asta că n-am văzut clipul a Red, așa că hai să vedem ce ce ce, ce Drake despre toată asta? ok, așa Drake Leak. Stai că îl pui pe ecran secundar, să nu cumva să-l arăt pe live. Ok. Bro, what the f De și ce o o, o după? De ce o mângâiat-o după? E crazy, what the fuck? Asta e întrebarea mea Gata, am închis Bă, ce pot să zic, frate, nebun? Ce-a trimis lui 21 video? Făcea elicopterul, am văzut, frate, ești nebun, dar de ce a făcut elicopterul, man? Și de ce o mângâiat-o după? Dar cu cui o trimis chestia asta? asta? Da, asta? eu asta mă întreb și eu, de ce a făcut Drake treaba asta? Pentru că dacă nu știți, practic și tot ce s-a întâmplat cu Drake, ce a făcut Drake, frate? Drake a făcut o poză sau o filmare, o filmare de fapt când era în, în avionul lui În care e efectiv cu organele genitale pe afară Și se filmează cum face asta și a trimis-o cuiva A trimis-o probabil unei femei, gen Mă gândesc, nu știu, acum Și treaba e că filmarea aia s-a dus mai departe și a ajuns pe net Ceea ce nu e mare daună de imagine pentru Drake Chid că oricum nu prea poate să-și ia sau chestii din ăsta a nivelul lui Drake Dar ca ideea așa cui o trimis chestia asta? Și asta după am văzut și că am pus ceva poză. Ce poză a pus? Stai așa. Probabil era Millie Bobby Brown. Așa crazy crezi că e că -i Drake? I wasn't hiding my meat from the world. I was hiding the world from it. Da, ci că a pus asta, dar eu nu cred că a... eu nu știu, nu cred. Nu cred că e real. E real screenshot-ul ăsta, ci că a pus asta. I wasn't hiding my meat from the world. I was hiding the world from it. Adică nu 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 mi-ascundeam de lume, îmi ascund, eu ascundeam lumea de ea, gen. Papi. Nu și dacă e la show. Omul e packing, n-am ce să zic, omul pecking packing Așa, un average un... Ce, stai așa, mă când e tot timpul îmi place să mă uit la lume la recomandate Să vedem ce are red de recomandate Că am mai avut acolo care ce re are recomandate Stai așa puțin frate. Tu vă ăsta-l cunosc, ok Ok, ok, ok. Pyro, da, în mare De parte. Omul e packing, n-am ce să zic. Omul Așa, un average, un above average, un pic. Glumesc, ce ai e AI generated. E AI generated, să ne simțim bine, știi ce zic? Ne mințim un pic, așa. O venit chat, one sec, one sec. Iar lui Drake la asta care o venit. Fi fii atent cum e un pachetat, frate, ești nebun Gliziurile, mi le-o sigilat Ti s-a făcut pofta de glizi după licul ăla? Na Ziceți-mi, ziceți-mi chat Cum pot eu să câștig în viața asta cu așa chat? Auzi ce-mi zice omul, m-am uitat la gliziul lui Drake și după aia îmi zice Tony în chat că ti s-a făcut pofta de glizi după licul Cum pot să câștig eu în viața asta cu așa chat? Cu așa moderatori Nu ziceți? Să mai ai poftă acum? Bă, dar nu pot să câștig Bă, bune, să-ți mai vină pofta să mănânci hot <laughs> acum, vere, nu știu cum poate omul să mai mănânce ce după așa ceva <laughs> Să-ți Frate, nu poți să câștigi cu așa oameni Ești nebun? Bă, ce pot să zic, mă, despre click ăsta lui Drake? Părerea mea e următoarea, frate Omul o fost ordine O trimis cuiva video ăsta, Ești nebun? Mare chestie, nu e așa mare chestie, sincer Adică, în punctul ăsta, frate, ești nebun? Cui pasă? You know, cui pasă? Pe bune Mie nu mi se pare că era așa de mare chestie Na, da, s-a întâmplat, whatever, o să uite lumea peste, peste puțin timp Și eu cred, frate, ești nebun că chestia asta mai mult l-a ajutat pe Drake Si ce zic? În ziua de astăzi, așa, nu, nu mai e mare scofală absolut deloc chestia asta Dar e crazy, două, e crazy, două Asta și asta nu știu dacă e bine, vere Asta nu știu, nu, nu, știu cât de bine Adică, într-un fel, am emancipat de alea Dar deja, bă, s-au văzut atâtea lucruri pe netul ăsta Și cu internetul ăsta, încât, vre, nu se mai pare nimic, au nu, i-a trimis un Drake, un po o filmare cu Belenger, unul ia și a, a trimis mai departe, s-a pus pe i-a văzut toată lumea, belenger și aici. Și ce? Înțelegi și ce, gen? Într-un fel, da, cine sunt eu să judec ce-a făcut Drake sau treaba lui, dar ideea e că foarte bine e cumva daună de imagine pentru -o, foarte bine, nu. Stați așa puțin, că vreau să-i, bă, ce să zic, păi a făcut-o, a făcut-o, nu foarte bine, dar nu tăiem nimic pe clipurile noastre, le rezum așa ro, că nu, cum să zic, didn't take Joel well. foarte bine ăla cu faza că și-a făcut daună de imagine, mi se pare cumva că tot nu te pune, na, nu e bine, adică, cred că și Drake ar fi preferat să nu iasă treaba aia la iveală, decât dacă eu vreo tactică de aia de marketing de bună, gen, să fi scos echipa lui Drake sau chestii de genul ăsta, dar nu, probabil și-a luat leak, și cum se numește, nu ar fi vrut nici el să iasă treaba aia la iveală, a ieșit, ce zace, mi Eu puțin daună de imagine, n-ai de ce să te că nu vrei, nu vrea nimeni, orice că de și ai fi oricât te-ai făcut, oricum. A dovedit prea multe cazuri și a pentru așa ceva. Dar oricât de și ai fi, n-ai vrea să ti se vadă direct pe net. Să trimiți dick picuri de Părerea mea e că e mega crazy, frate Ești nebun să trimiți dick picuri Pe bune Chestia e următoarea, mă Cine i-a dat lick e un terminat Sau terminată, whatever Nu dai, mă, frate, lick la așa ceva Indiferent ce se întâmplă Ești ultimul terminat dacă dai lick la nuduri Gen, ești ultimul terminat Din, din toate punctele de vedere Dacă dai lick la nuduri Adică persoana aia a avut încredere în tine Și o trimis așa ceva Și tu dai lick Gen ești terminat. Știi ce zic? Asta zice mai multe despre tine decât despre ea. Dar lăsând la o parte toată treaba asta, bă, whatever, e dubios, frate, e, du e, e dubios, bă, ești nebun ca băia să trimiți dick picorei. că ce, ce poți? gen, de ce? De ce zice asta? Oricât de porne fi, de ce faci asta? Mai ales că dai imagina lui Drake, gen. Filmezi belangerul cum îl freci cum, nu este, e disgustător așa un pic, nu e, nu este deloc sexy să zic așa. Pe bune, bă, noi bărbați suntem niște animale, mă, omule, mă niște animale. E păi bune, adică eu, când m-am uitat la videoclipul ăsta, de mi să să râd, frate, ești nebun, că omul făcea elicopter. <gri> da, chiar o postează în care nu cred că își dorește nimeni să fie pe de Făcea elicopterul. Ești nebun? Crazy. Acum trebuie să dea drop. Acum trebuie să dea drop. Pe ce vă ai să plângi? <gri> mă, sigur sunt oameni care au plâns când au văzut. <gri> când au văzut <gri> Gen bro, imaginează că oamenii oameni care s-au uitat la licul ăsta și și-au zis în capul lor Bă frate, ești nebun dacă trec e așa pecker, păi eu ce șansă mai am în viața asta Am și 1.60 și shrimp ce șansă mai am în viața asta? Ce șansă mai am în viața asta? It's over, man, it's over. La iubită, îi una, dar la Strangers deja e sassy. Bă, nu e neapărat în general așa ca băia, nu știu, mi se pare dubios tare, frate, ești nebun în viața mea, n-am făcut asta și nu o să fac, e dubios. Poate să fie și soție, frate, eu nu trimit așa ceva. Nu știu, but that's just me. I don't know. Da, acum trebuie... For real, for real, gen. Facts. Să scoată, frate, o, trebuie să scoată, frate, Trebuie să o piesă. Normal, că e pe fel, trebuie sa să... Liricul asta în piesă, frate, neapărat. I didn't hide the... I didn't hide my meat from the world. I hide the world from it. Da, trebuie să facă chestia asta, neapărat. Că dacă faci chestia asta, e insane. Bubuie, frate, bubuie. nu numai, numai for fun. Să-ți dai seama ce TikTok-uri ar fi? Sau acum nu mai fi TikTok-uri, că s-a interzis muzica pe TikTok. Acum tare, mă. Așa, nu știu, chiar e ciudat Drake the type of guy Bă, nu știu de ce, frate, nu știu de ce N-am văzut, v-am zis, n-am văzut Abia acum am văzut prima dată cu Dar nu știu de ce, mi-am imaginat, frate Că Drake e genul de om care chiar ar face chestia asta Când ar... <laughs> un... Mă, mă, vre, că te mimără să fie cu Drake, uh, Drake the type of guy Who <laughs> send dick pics Un dick pic ar face elicopterul Gen pe bune Chiar e genul de om care ar face elicopterul, frate Când ar trimite un dick pic și chiar au făcut Ziceți voi că nu Dar de ce l frecat acolo, bă, frate? Aia e dubbi un pic așa Ce pot să spun despre chestia asta? A fost un... Un movie <laughs> De la Anita Max Win la Glizzy cu Elice Crazy Da mă, Drake în ultimul timp să moare de nu O a ajuns așa să fie for the people și îmi place chestia asta așa un pic, știi? Nu gliziul și chestia asta Dar așa în general Că tot a făcut streamurile cu roși Și așa în general mă el Deja cred că a ajuns într-un punct În care, pă, cariera lui așa de avansată Și așa de multe chestii O făcut Să zic așa în cariera lui Că acum poate efectiv să se pe spate Să se relaxeze și să... Aia zic și eu nu, nu, mai îl doare cu nimic Enjoy hmm. life, știi? De la Omagad la o Om oricum are chef de e viață cel mai Se smart. vede că are chef de viață În ultimul timp chiar au avut chef de viață Se transformă în canie? Bă, cred că e fix, știi cum e? E no. fix opusul lui canie da. Cred că e fix opusul lui canie Bă, uite, canie de exemplu S-o transforma să zic așa Și-o luat așa capa de Batman în spate Și-o încerca să fie el the shit, știi? Dar Drake, în schimb, e fix invers Drake e pe having fun Face streamuri. God's plan, asta e God's plan? Să-și arate mitul pe live? Zice. Da, crazy, crazy chat, crazy. Bă, și acum cu ăsta ești nebun? Bă, că nu în englezii, știi ce zic? -i, bă, asta da, de bă, atea de la Profi. Mamă, de când am mai mâncat, frate? Deci de când m-am mutat la București, n-am mai mâncat un hotdog de la Profi. Când o să mă duc la Hunea doar o să mănânc un hotdog de la Profi, frate. Pentru că în București parcă nu am parcă Profiurile sunt așa mai greu accesibile, mai ales în Cosmopolis, eu n-am Profi, am Lidl și mai am câteva restaurante și așa, dar nu am profi și parcă nu ajung, frate, niciodată nu -mi vine, sunt în trafic și zic, mamă, frate, hai să mă chinui să caut un loc de parcare, unde oricum e haos cu locurile de parcare în București, să mă duc și eu până la profi să mănânc din. Nu. Nu mi vine, dar nu ne doar frate, în fiecare pauză îmi luam hodoc de la de la profi. Cam asta e, nu cred că mai are rost, nu știu dacă mai vorbește pe subiect, că nu, nu ne-aș mai lăsat tot clipul, că omul vorbește cu chat, vorbește cu alea. A tratat și la vorbit și puțin despre subiectul ăsta cu Drake. Cam asta ar fi ideea. Genomul, ați înțeles și voi ce a făcut? Părerea mea finală e că orice ar fi Tot rău spre bine Cum ar veni, ce să facem O să uite lumea în câteva luni, o să fie tot un mim Tot o să fie un mim toată viața lui Drake Nu o să scape de treaba asta Dar Nu o să se întâmple nimic prea rău Părerea mea Nu asta a fost că episodul, ziceți-mi și voi în comentarii Părerea voastră, vă pup, pa, pa